Eu vă completez un pic, pentru că ele se completează. Noi avem, noi suntem un ONG, asociație înseamnă asociație non-profit, organizație non-guvernamentală. În schimb, suntem un ONG cu 40 de angajați, suntem un ONG care are o echipă de management și de coordonare, iar dacă vorbim de resursele noastre, ele vin într-adevăr din două direcții. Este resursa economică, adică oferim servicii în piață, le vindem, încasăm, și este resursa socială, care vine practic din donații, sponsorizări, angels care ar veni alături de noi. Asta este ceea ce face Asociația Kinetobebe pe care o coordonez. De ce? Pentru că noi avem 3 centre de recuperare pediatrică care răspund nevoii sociale de recuperare medicală a copiilor. Avem 150 de pacienți zilnic și o echipă de terapeuți care lucrează cu ei, angajați. Asta înseamnă că zilnic trebuie să avem să avem resurse financiare care să răspundă acestor cheltuieli. Resursa economică socială, cea care vine din sponsorizări, astăzi este, mâine nu este. Mâine este foarte multă, poi mâine nu mai este deloc, pentru că în general, CSR-urile au niște obiective ale lor, da? Anul acesta sponsorizăm cultura, la anul sponsorizăm sănătatea, peste 2 ani educația. Este tot o formă de investiție, sigur, cu return mai lung. O formă de investiție în branding-ul lor, da? Și atunci, dacă noi nu ajungem în obiectivele alea, s-ar putea să rămânem fără finanțare. Este imposibil să pierdem unitățile noastre de răspuns al nevoii sociale și atunci trebuie să compensăm cheltuielile din activitățile economice. Activitățile noastre economice nu au voie să facă profit. Sau dacă avem un profit, el trebuie reinvestit în activitatea socială. Nu poate fi distribuit fondatorilor. Da. Din profitul pe care... Trebuie să aibă profit, ca să fie sustenabil. Trebuie să... Trebuie să ajungă, exact. Să fie utilizat pentru destinația ONG. Exact. Dar cine... Activități economice faceți? Ar fi interesant, deci, un exemplu practic concret. Noi vindem servicii de kinetoterapie, psihologie, logopedie pentru copii, pentru bebeluși. Noi lucrăm cu bebeluși de la 0 zile. Și avem părinți care vin și plătesc pentru aceste servicii la un preț de piață mediu, pentru că aici înseamnă ideea de echitate, da? Sau avem părinți care vin și nu au posibilitatea să le plătească, ei intră pe burse de terapie și atunci asta tot este compensat de încasările din sponsorizări. Dar o întrebare. Ați spus că există un ONG. ONG-urile au un anumit statut. Activitățile acestea care presupun și contabil, financiare, taxe, impozite, bancă, astea le desfășoară ONG-ul sau există o societate comercială de tip antreprenor care acoperă? Corect, din punctul meu de vedere, este ca ONG-ul să desfășoară aceste activități. Pentru că tocmai de aici, din acest surplus, din acest profit pe care l-ar face activitatea economică, am putea reinvesti în activitatea socială. Da, da? Eu aș vrea să precizez că ONG-urile au voie să facă activități economice. Eu întrebam cu alt scop. Să o fac pe doamna să recunoască faptul că, de fapt, antreprenoriatul social, în care eu personal nu cred, este un apanaj al ONG-urilor. Deci, cred că unul dintre rosturile de a fi al ONG-urilor, în afară de agitații politice și de altă natură, este aceea de a adresa niște probleme sociale reale. Cum a spus, copii cu dificultăți de vorbire sau mai știu eu, cu probleme locomotorii. Deci, cred că cunoașteți cazuri în care există un antreprenor social pur, nu ONG, care desfășoară asemenea activități? Da, am văzut pe piață o societate care se afișează ca fiind în acest domeniu și care afirmă că obiectivul pentru care a fost înființată și funcționează este să ofere locul de muncă unei categorii de persoane defavorizate. Și anume, mamele singure, care rămân fără servicii.
Și atunci am ființat o butălie, mie mi se pare o idee antreprenorială. A fost la televiziune. Păi da, foarte bine. De asta. Mai vorbim încă o dată, mai spunem, mai arătăm exemple, ca să se vadă că se poate, că se poate întâmpla. Nu, semnalam de faptul că da, am auzit. Și angajează, doamne, într-o butălie, mame singure, deci asta e condiția, condiția unui antreprenor. Dacă se, dacă se mărită, pleacă de acolo. Da, sigur. Condiția unui antreprenor pur, care se uită doar la profit, este rentabilitatea muncii acelui angajat. Aici nu exista acest criteriu. Exista criteriu mare singur. Și în mod evident, unele mame singure sunt niște brutari extraordinari, alții sunt mai puțin eficienți decât alți brutari din brutării super performanți. Și atunci, inițiatorii afaceri s-au mai gândit la un lucru foarte interesant. Unu, fac butălie artizanală și pe bază de maia, nu pe bază de, cum îi spune? Drojdie. Așa. Se vede că nu intri în bucătărie, domnule. Nu, eu am crezut că dă un beneficiu suplimentar consumatorului astfel încât să plătească un preț mai bun. Și doi, partea de promovare pe piață o asociază cu nevoia socială pe care eu o satisfac. Și în mod evident, eu sau alt consumator pot să mănânc o pâine bună de la un antreprenor performant sau o pâine bună de la un antreprenor care satisface o nevoie socială. Și atunci, poate că optez pentru chestiunea asta. Această îmbinare dintre interesul de profit și interesul social, eu o recomand și consider că este benefică și trebuie valorificată chiar la un potențial cu mult mai mare decât la noi. Nu este nimic în neregulă să gândim că un antreprenor își dorește ca în viața lui și din performanța lui să dea ceva comunității din care trăiește și nu este nimic în neregulă să gândim că un antreprenor care vrea să facă profit, dacă face bine societății, merită cu toții să-l recompensăm. Ce să îți propun să auzim și perspectiva doamnei Sandu, care da, văd că... Da. Nu, nu, dar da, dați-mi voie numai puțin, să nu ne îndepărtăm puțin de exemplu.